Domnule Câțu, domnule președinte Iohannis, vă întreb, credeți că au ceva oamenii cu voi? Hm? Sindicaliștii sunt hoți, vă știm părerea, nu? Unii chiar sunt, dar vorbim de șef, nu de oamenii pe care aceștia îi reprezintă, bineînțeles. Polițiștii, medicii, studenții, toți, dar toți au protestat, se arată zilnic indignați, spun că sunt profund nemulțumiți. Nu vă interesează? Scopul vostru nu e să le faceți acestor oameni viața mai bună? Că de-aia vă întreb, sunt răi, credeți? Au ceva cu voi? Sau sunt proști? Hă? Suntem proști, nu? Bode, Turcan, Barna sunt niște lumini, numai oamenii nu-și dau seama, domne, nu înțeleg binele care li se face, pentru că sunt proști. De fapt, oamenilor le este foarte bine, dar sunt prea proști să priceapă asta, nu? Protest spontan în această dimineață în Valea Jiului. Minerii au aflat că ar fi probleme cu plata salariilor, așa că nu au mai intrat în subteran. Șortacii care urmau să iasă din șut s-au alăturat protestului. Vorbim de angajați ai exploatărilor Lupeni, Livezeni și Vulcan. Mie, niște proști, domne, clar. Nu înțeleg binele care li se face. Oricum, cea mai tare fază cu astfel de oameni, cum sunt minerii, e aia cu noi vom crea alte locuri de muncă unde ei se pot recalifica și, serios, iar o dăm mă cu reconversia, ca cu 10 ani, cu 20 de ani, iar vreți mă să păpați sute de milioane bani europeni și să vă îmbogățiți voi firmele de reconversie? Peste 100 de ceferiști au venit în fața prefecturii pentru a trage un semnal de alarmă asupra lipsei de investiții în infrastructura feroviară. Iată, aici suntem cu țara. Nu vă mai luați mă de oameni, ocupați-vă de lucrurile importante. Trenurile de marfă circulă în România cu 17 km pe oră. Atât s-a putut, cum s-ar zice, nu? Parcă urcă numai munți, mă, serios, zici că România e pe Kilimanjaro. Ne confruntăm cu cel mai rezistent guvern la ideea de dialog social din câte am cunoscut până acum. Haideți să vă zic ce cred eu despre toate acestea. Pentru că PNL și USR Plus au această atitudine. Dar ce săriți, domne, pe noi așa? Că noi doar ce am apărut ieri alaltă ieri la guvernare. Mă băiesc, nu asta e problema. Problema e că au plecat hoții aia de pesediști pentru că le-ați promis oamenilor, cetățenilor, o viață mai bună. Cum? Prin stoparea hoției și o bună, o foarte bună administrare a banului public. E, ce văd oamenii că se întâmplă acum? Păi văd că urmează o lungă recalculare, tăieri de sporuri, micșorări de bugete, concedieri și tot așa. Pe ideea, hei cetățeni, viața aia bună despre care vă spuneam în campanie urmează după publicitate. Iar publicitatea o să țină vreo 2-3 ani, nu? Dar voi să stați potoliți, oameni buni, în acest timp cât voi o să sugeți la covrigi, o să mai iasă domn președinte să vă povestească despre banii ăia, 30 de miliarde de la Bruxelles, o să fie atât de frumos... Despre asta e vorba. Iar dacă guvernarea asta nu va înțelege cum trăiesc oamenii și că de 30 de ani sunt mințiți, mai bine aruncă de pe acum prosopul. Dacă tot e să se aleagă praful și asta se va întâmpla, să se aleagă, domne, mai repede. Mă, nu puteți să guvernați cu amenințări. Nu puteți să guvernați apărând zi de zi la TV și spunând că urmează să tăiați ceva. Nu știți ce, dar sigur tăiați ceva.